Competențele dumneavoastră, eu le-am evaluat foarte bine, domnul Ciucu, și am realizat că specialiștii din România nu sunt interesați de ceea ce dumneavoastră debitați. Cât despre afacerile mele cu nu știu ce familie, vă anunț public că luni vă voi intenta un proces ca să vă iasă dumneavoastră pe nas lucrurile spuse fără cap. Iar despre pregătirea dumneavoastră profesională, domnule Ciucu, vă mai spun încă o dată și vă rog să parcurgeți ceea ce avem în fața astăzi și veți vedea că nu vine decât să contrazică elementele de pe care dumneavoastră le-a susținut doar la nivel demagogic pentru a crește în unitatea de partid în care dumneavoastră sunteți, fără să aibă vreun rezultat. Pentru că eu nu pot să cred că un om care are dezbatere și are experiență în astfel de situații reușește să depună în fața atâtor consilieri un amalgam de informații care nu sunt titularizate. Adică dacă dumneavoastră îmi spuneți că sunteți specialist în politică publică, care este argumentul pentru care eu, atunci când un om are nevoie, să nu-l ajut și să o reglementez? Care este?